Băieticule, să vezi cârcimi în Europa, una lângă alta, uite așa cum stă. Ia și, mă, ia și ochezul. Ăla e sceptic, mă. Euro, sceptic. O singură problemă. Se mai vede semnul ăsta aici? Acum vreun an, într-o seară, zic gata, intru și eu. Zic, bă, un cap în ușă. Pe cine știa că ăștia închid la 10 nere? Insight-ul ăsta este de la orice om care îi place berea, cum aș fi eu bună oară, care a mers în Anglia. Vreodată, de exemplu, unde când se închideau cârciumele la 10, ulterior le-au lăsat până la 11, unde bea oia bere viteză. Ies la 6 seara de la muncă, lasă jos diplomatul în costume și se fac zdrențe, la 10 sunt morți. De asta m-au ajuns să și joace cum joacă acum. De-aia au ieșit, vezi? La 10, mă? No, îți zic, la noi e viața, tată. Ia zile, fane. Spoierbe, foie groasă, nicăieri nu uitat acasă. Vitamina B hrănește euroscepticismul bine de tot, n-am nicio problemă, da? Dar la din stânga e genial, e me. E românul care a rămas. Da? Este the Romanian, înțelegi? Anul trecut nevastă mea că să merge la Bulgari. L-ai văzut? Gata, e ca și când ar fi desenat harta de mici. Gata, făcut. Gata, ai înțeles cine e, pe ce plajă e? Ideea e, coboară mâna cumva, se pune pe piept. Se așează, se așează. Că merge cu berea, mă, merge cu berea. Deci în momentul care știi. El descrie traseul, apei natură. Pe aici. Exact, pe aici. Pe aici se trece, da. Dar dacă nu știi limba, nici că semnele sunt invers, ăla ești. Eu întrebam. Plajă, tătă? Litoral, tătă? Și dacă îmi place ceva, îmi place lecția de civilizație pe care o oferă întotdeauna românii. Bă, lasă doamnele în spate pe lume. Cam bancul ăla, dacă e minac. Plajă, tătă? Litoral, tătă? Și nu mai veni vreodată la Bulgari. Numărul ăsta mi-amintește de un tren. Noi, căruța e din România, dar am înregistrat în Bulgaria să nu plătească taxe. Tot mai bine e la noi acasă. Mai bem una? Eee, glumă, tătă! Poantă-tă! De ce nu poantă-tă? Zita, ți-am spus că am fost la vorbim în Germania. Băi, și într-o seară ziceai, bine, hai să vezi cum petrecem noi pe aici, știi? Băi, și mă duc. Bă, dar ce frumos e el îmbrăcat, mă. El cu plovărașul cu anchior? Hai, să știi că am muncit mult. Am căutat, am ales hainele astea. Bă, dar muzica, băi, nene, ca pe cameră. Combinația asta verde deschis cu bej. Ou de rață. Tată, ou de rață pe bej este... nu există. Practic. Fără cravată, frumos. E imbatabilă, da. Bă, mai e ceva. Nici nu prea găsește altceva în provincie. Care dați, tată? Păi mi-a făcut inima o săptămână. Stus. Păi nu-i mai bine la noi acasă, cu obiceiurile noastre? Băi, tu observi gingășia cu care aranjează coada fetele în stânga, mă? Băi, tocmai vreau să vă rog să privim dincolo de... Eu de când am început mă uit la ele acolo. Deci ele se descurcă foarte bine singure, n-au nicio treabă, adică... Ce ți se pare că fac ele acolo în background? Uite, dacă remarci doamnele din spate care au o conversație, despre hăinuțe vorbesc. Dar doamne, de ce stă cu spatele? Și întrebarea e de fapt, întrebare mai ales pentru cineva care s-a întors din Occident. Doamna e femeia din spatele bărbatului sau bărbatul e în spatele femeii? Uită-te și tu. Depinde de perspectivă. Ei stau spate în spate. Păi nu-i mai bine la noi acasă, cu obiceiurile noastre? Pe masă nu m-am uitat cu atenție. Știi că îmi place să mă uit la de-astea așa acasă. Mamă, ligă sarmale, că la nuntă, nu? N-am trecut camera și sub masă să vedem pantofi de aia lăsați. Te-ai gândit vreodată că de câte ori trăiești din tot sufletul, corpul tău pierde apă? Mai ții minte când ai iubit prin toți sporii? Sau când curgeau apele pe tine, deși pe dinăuntru dădeai pe din afară? Când ai trăit clipa cu sete sau ziua când te-ai uscat de prânz? De fiecare dată când pierzi apă, câștigi de fapt viață. Dacă mai ții tu minte, a fost o trăznaie de campanie pe vreo la un detergent, murdărirea este bună. Mai ții minte? Care era o prostie ca gând. E, în cazul ăsta, plânsul e bun, transpirația e bună și așa mai departe, e în regulă. De data asta e în regulă. Și după cum, foarte frumos, au scris doamnele aici... Am vrut să zic că sigur e o mână de femeie, pentru că noi atât de prinși suntem în gadgeturile astea că am uitat hai să și ce contează pe lume. Că cu tot ce de aici avem o latură feminină bine conturată și de data asta chiar a ajutat. Setează-te. Bucovina. Sete de echilibru. Dom'le, dacă ți-e sete de echilibru, pentru că echilibrul ăsta e de fapt ceea ce pierdem atunci când nu trăim intens. E
libertatea noastră, stăm noi înșine. Dacă ți-e sete de echilibru, însetează-te că noi suntem cu apa. Mi se pare puțin pusă cu mâna aia cu echilibru, dar nu contează, că nu cu asta rămâi. Cu asta știi cine rămâne? Brand managerul bifează că a apărut echilibru. Omul de acasă rămâne cu mișto asta, de câte ori pierd apă, câștig viață. De fiecare dată când pierzi apă, câștigi de fapt viață. Oameni suntem, mă! Bă, ce naiba, mă! Și cum era? Român sunt și eu, tot mă cheamă.